De cele mai multe ori apicultura se crede că se învață doar de pe internet, dar realitatea este că e nevoie și de carte și e nevoie și de a vedea practic cum se fac lucruri. Turace, niciodată pentru abdomen, niciodată. Așa. De acord, Roberto. Da. Așa că astăzi ne aflăm aici cu Roberto și cu un coleg apicultor. Marcarea mă. Aștepti. S-a mușcat? Gata. S-a dus. Cautam atrento. Gata, bine. Apoi pusim pe rama. Facem mai comod așa. De reținut pentru cei care n-au văzut, Roberto ține trântorul în cazul acesta pe poziție verticală și perpendicular marchează. Fiindcă de multe ori cei care nu știu să îngrijească de marker tinde să pice o picătură foarte mare pe regina. Da, și trebuie tense, da, că nu este mereu perfect. Da, și riscă să, practic, să o suforce cu atâta vopsea pe ea. Încercă tu. Pinturace. Încete ușor, ușor, fără... Da. Atât puțin că și e ușucă, eventual. Gata. Eventual când faci treaba asta, ia să fie vertical și să vii perpendicular cu... Extrem de extremitate. Da. E normal. Ai la trântor în familie... Ca și cum ai învăța un copil să deseneze. Ai la trântor în familie de... Faci o grămadă. Mereu controlat. Când nu ești ea... Ca se face așa, te arăți. Trebuie punct de sprijin pentru mână, astfel încât să nu apeși foarte tare. Că multe ori ai copii cu ea, nu? Mulți, vei face o picătură, a, fai așa, știi, matra. Trebuie mereu strâncurat, mușcat cu sim. Asta a fost cazul meu, de mi s-au schimbat mărcile la un timp foarte scurt, cred că am pus prea multă vopsea. Așa, e suficient. Când se face, e altă, se facut așa, că cade vopsea. După ce strâncurat bine, e prima dată și ușucă și ceva. Că prima picătură face așa, ceva. Ești încă marca. Înseamnă că ăsta a fost motivul pentru care mie mi-au schimbat mărcile. Și murdarești tot, da. Așa este. La un moment dat plecase vopseaua pe arii. Da. Era prea multă, probabil. Da. Aici am dus miere minișor. În două zile a blocat tip. Fain, uite ce frumos să vedem. Trei zile numai era la foame. În trei zile... Ploaia de nectar. Dar în perioada asta, dacă există catul pus, nu mai introduc un pus. Da. Am pus catul ieri eu, pentru asta. Sunt la Muntenia cu lui. Asta e bagheta că am pus ieri. Mai trebuie gândit foarte mult. Trebuie schimbat orientarea de producție, ce facem, e ce arătăm la alții. Asta e foarte, foarte important. Acum fac două vorbe, că fiecare curs care fac, le spun treaba asta. Polemic, nu mi pasă. Mediul virtual, acum, din păcate, e foarte important. Din păcate, spun. În Italia nu am văzut niciodată eu, pe grupuri de apicultură, selfie cu cărucioare pline de zahăr, exemplu, selfie cu fumagiline, cu... tactic pe benzi de ulei e așa. E ceva tehnic eventual che trebuie che rimana între apicultori. Ma un gruppo di 20.000 de membri sunt clienti, sunt processatori, sunt orcine, stagnatate. Un processatore in Italia, vorbim așa, in Germania, servita per gruppo
în România, ce găsește? Șefii cu cărucior de Zlucă Zahăr la Kaufland. Alerta Press, da, ale resete de oșitaciclina, resete de fumagilina, resete de tactic cu ulei, de benzi, de mop, de tot. Că ideea ce face? Vine în România, e la fel de crudă în China, are aiutarea cu zahăr. Își trage pe camp, fără igiene, 2 euro e prea mult, e are dreptate. Realitatea asta este. E, nu ne plânge, așa este. Așa este. Respectăm și încrederea în celor care, în cei care fac treaba. Așa e foarte important. E nimeni se lege treaba asta. Mie în România e cel mai bun, e gata. Pentru noi e cel mai bun de baza calitate, scuza. Calitatea produs apicol nu este dată din baza melifera. Albina face miere bun aici, în China, unde vrei tu. Apicultor, cel mai puțin intervine, cel mai mare este la calitate. Asta e calitatea de produs apicol pentru mine. Nu vorbe. Aici, baza melifera bună, bagam cacate în miere, că este miere bun la fel de România. Nu. Nu există treaba asta. Trebuie schimbat. Că pe grupuri apicole sunt procesatori, clienti, oricine. E ce ideea se face? Ești de acord cu mine că ar trebui să rămână unele lucruri secrete? Ba, ceva tehnic, tehnic, da, pentru mine. Pe cine crește pui, cine crește cartofi, cine crește, nu pune fiecare pe internet, fiecare tratament, o fiecare operațiune tehnică care face. Este normal, trebuie. Un client nu poate să înțeleagă că în un anumit timp trebuie da și lop în toamna, o în momenti de criză trebuie rănit albina. Il cliente può da lui scegliere, face miele de zahăr. De ce pun întrebarea aceasta? Eu cred că ideea aceasta de a împărtăși secretele trebuie să se facă într-o relație nu virtuală, ci într-o relație față în față, după ce omul ai conectat cu el și ai încredere. Da. Sunt cumva retro. Mă uit cum erau înainte meseriile. Te duceai la meșter, da? Te duceai să înveți meserie, plăteai, așa, normal. Și dacă calificai, te făcea calfă. Dacă calificai, dacă nu te trimiteai la tata, așa e, trebuie puțin vătășat. Nu se poate pune pe un grup apicol pe care prostie, cei mai prosti face școala, ma începător nu știe, vede că cineva se caca tu, scuza vorbe, începător e corect așa. Nu este un filtru, nu știe cine este de parte l'altra. Dacă este un apicultor bun, adevărat, că învasa bine, o este cineva improvizat, că este da mare. Asta e problema enorm. Eu mă bucur că tu ai dat dovadă de modelul acesta de a transmite informația la practic, la firul ierbii, venind în stupină și învățând practic, nu doar vorbe virtuale. Cine mă cunoște știe ce fac. A vorbe e ușor. Apicultura practică e diferită. Și lucrul ăsta aș vrea să văd că se întâmplă, se creează, fie acele, deși ideea de cercul devine deșuietă numai prin valoarea ceea ce înseamnă cercul apicol, dar nu doar să stai undeva, fie restaurant, fie într-o sală confortabilă. Așa este, biroa asta este de cultură. Uh-huh. E foarte multe vorbe teoreticiane, în practică nu există. Apilarnii, larva de 7 zile trebuie raccoltata. Bine, cum facem? Pune tu cum faci, ai mai nu ai larve de 7 zile. Ce valore are acelea la pilarnil? 10.000 de euro pe litru, perché nu mai cum. Pastura. Pastura pone presat împotriva pastura adevărată. Care este mai bun? Pastura cu amitra, se orice porcaria, o pone presat puțin fermentat, ma puțin mai curat, probabil. Nu știu. E o bună punere în discuție lucrurile acestea și de asta, sincer, când am pus problema și vis-a-vis de ceea ce rămâne în stup, fie că a adus albina din afară de ce fac agricultorii, fie că am făcut-o cu propria noastră mână, vine întrebarea asta, ce faci cu amitrazul, ce da, faci cu tamponul nostru? Cine ce aduce albina, că ce a stropit agricultorii, nu avem prea mult control noi, în păcate. Da, da. Ce bagam noi în stup, da. Corect. Antibiotico, porcării ce bagam, avem noi control. Noi trebuie să ce avem noi de control. Noi pregătești stupii, puternici. Vine să-l cam, face să-l cam, faceva. Nu, lasă stupii slabi, tanto după aia probabil ploie e nu fac să-l cam. Noi pregătim stupii buni.
după aia vedem vremea, vedem. Dacă ți se întâmplă de cum a fost acum pentru moldoveni vremea aceasta în care pur și simplu au avut frică. Chiar vorbeam cu un coleg și îmi spunea că destul de jalnic arată stupina din, sau stupini minie din Moldova. Ce faci? Bagi miere, bagi sirop, bagi zahăr? Hrănii trebuie. Hrănire trebuie făcut ceva, o miere, sirop, ce vrei tu, ma nu este în cules acum, dacă este frig, nu este nici cules. E, dacă dai ceva, masca mantine pronta, e ai o speranță pentru după aia, pentru după. Se nu dai nimic, te-ai stricat seaca. Dacă facem apicultura pe hobby, lasam natura care face drum, e gata. Ma dacă fai pentru trăit, pentru scop economic, e nu este că eu că umoram al bine, că e foarte distors discurs. Ideea asta de apicultură naturalistă, lași că se întâmplă și natural. Pentru hobby merge. Dar nu mai este, nu sunt zone foarte multe în România unde să se poată întâmpla asta. Da, ma oricum pentru hobby am 3 lame de puiet, o 10 acum, nu mi schimbă nimic. E diferit. În 2006, când deja devenisem apicultor, am urmărit o statistică și spunea la vremea aceea, la lucrurile de atunci, ca să aibă o supraviețuire pe un areal de minim de rază de 3 km, o densitate maximă de 30 de familii. Când ai depășit încărcarea asta de stup pe o rază de 3 km, pe urmă ce mai trăiești din aia? Acum, dacă te uiți la registrul agricol, ce surpriză ai? Ajungi și răbesc între zone în care sunt 2000-3000 de stupi. Da, atunci concluzia ar fi ca statul să facă ceva. Și atunci când s-a luat un certificat de crescător, să nu mai dea și următorului vecin, cam asta ar fi. Nu știu dacă putem vorbi treaba. În Canada se spune că stau sub tine la 4 km. Da, dar nu este corect nici așa. Eu am stupi. Vecinul vrea stupii, nu poate să cumpără stupii de pe meu. Asta. Ce instanțiali? Pentru mine, ce instanțiali? Și un 10, și un 500 și instanțiali e așa și. Pastorul altea merge, da. Aici vine pentru tei, vine 5000 stupii, 6000. Asta nu este bine. Nici logic. Asta da. Cine este instanțial privat tot anul? Urma, așa este pentru mine. Pastorul altea e reglementat asta, da? Absolut. Nu se poate pastorale așa, fiecare baga stupii unde vrea ele, langa drum, 5.000, 10.000, nu știe nici. Asta e obligatoriu, teoretic, mă. D'accord. Nu știu dacă ideea de stat să reglementeze, cred că ar trebui să existe și o conduită în primul rând. Dacă nu pornește de la noi, din conștiința noastră, din moralitatea noastră conduită. Dar moralitate nu există. Când ai vorba de trăiești eu, trăiești tu, e lege de la jungla, din păcate. E după tipi de grei, tipi de criza, mai mult este lege de la jungla, nu? Din păcate, nu speram de și un cazuri că se găsește persoane cum se cade, nu știu cum se vorbe, mai foarte rar, de obicei, a vorbe suntem oricine cel mai bun, cel mai, cum cei morti, no? Când a murit era cel mai bun absolut, ma in realitate, persoane trebuie cunoscute când le atingi interesul lor, cunoști-mi la persoana cum este. De ce vrei tu să spun, mi-aduc aminte acum o scenă în care se descrie că atunci când e vorba de evenimente, sunt oameni care și-ar dori să fie în prim plan și la nuntă, și la botez, dar să fie și la mormântare. Și nu-ți dau seama că n-ar fi bună poziția aia de mort, dar da. Își doresc atenția totală. Așa este. Din păcate așa este. Trebuie puțin de reglementat eventual, ma. Asta e. În primul an, când eu am făcut miere la Berindei și am prins acolo un cimbrișor și mentă, ne-am trezit pe areal cu două pavilioane. Și eram cu băștinașul de acolo și a primit un telefon de la poliție și era întrebat dacă știe cine a închis urdinișurile la cele pavilioane. Cineva s-a dus efectiv la pavilioanele respective și a închis urdinișurile și au
l-am nenorocit pe respectivul care a venit să fost pe acolo. Dacă asta spuneam, mai am mai văzut pe Facebook o poză. A greșit cei de pavilion, i-a greșit cei că a făcut așa. Am văzut o poză tot așa, un politician, un primar avea stupină și în timpul iernii i-au trântit toți stupii. Și eu cred că, măi, dacă ești negru în cerul gurii sau sufletul ți-e atât de plin de amărăciune și ai ciudă pe cineva, nu-i distrunge albin, du-te și dă-i o palmă, umflă-i ochiul, sparge-i nasul, nu-ți de acord cu violența, dar să te răzbuni pe o insectă nu. Mi se pare asta, nu. Inuman. După aia și cum, am un exemplu fac, nici eu nu fac treaba asta, ma trebuie respect cu... Bună! Dacă am un vecin care nu face tratamente împotriva valoa, e eu pierd albie din cauza vecinul. E deranjant treaba asta. Da, este. Mai bine, le moral bine odată și la sărbătura e gata. În teoria cum gândește lumea. E greșit, ma e lege de ajungere. De ce pierd albie eu din cauza altii? Vorbim de roba, da, ceva tehnic, vorbim da, aici. Dar da, se poate și face treaba asta, hai să o facem împreună. Și am făcut-o 2 ani, 3 ani la rând, am făcut 2 ani, am făcut-o la rând. Eu spun la fiecare că trebuie făcut tratamente împreună la... Ma... Da, apar orgolii, apar... Nu, știu eu ce... S-a dus un prieten, nu-i dau numele, s-a dus și-a făcut tratamentul. Și se știau bine, deci o relație personală, nu așa că vin eu la tine odată în vizită, ne știm din spațiu virtual. Și eu s-a întâmplat să moară familii, s-ar putea ca oxalicul ăla prin sublimare să nu fi fost bun, prietene, că de-aia mi-a murit mie, că tu mi-ai făcut tratamentul. După aia, dacă te asumi responsabilitatea pentru tratament altcineva, este mare responsabilitate. Mori tu din cauza că moriva oricum e 10 le-ai salvat, nu, ai murit din cauza ta. Exact. Nu e simplu. Trebuie banii eliminați de cont, eliminați fonduri europene, eliminați total. Că din păcate 90% de probleme sunt cauzate da improvvisati. Mancatori de fonduri che baga pe piața miere fa la valore, nu știe il valore del miere, nu știe la agricoltura, baga varoa, baga orice. Fondul european a făcut mai multă paguba decât varoa pentru lume. E i bani numai folositi numai pentru asistența tehnică. Invasam apicoltori, cursuri, fiecare an. Nu a făcut un curs gata, eu știu, nu. Trebuie făcut fiecare an, aggiornamenti. Numai așa se rezolvă problema. Soția este medic. Ca să poată să-și reactualizeze actele pe cabinet, trebuie să vină de la Colegiul Medicilor și acolo nu primești certificatul respectiv dacă nu ai punctajul respectiv. Punctajul îl obții în baza unor cursuri. Da? Și nu cursuri virtuale, cursuri la care să participi efectiv. Normal. Și să te menții. Asta trebuie, viitorul este pentru mine. Trebuie asistența tehnică și dezvoltare tehnică. Gata. Fără asta... Cine este stare, se dezvolte tehnic, se aggiornează aggiornamenti adeverati, nu de traieste. Come florasole, per esempio. De ce facem florasole? Che di obicei ne strica il bine e nici după aia pune la benzare bine. Non este problema de pres. Nici te cumpă da florasole da angro, cred. Che florasole è tot blocat. O de ce facem florasole? Ce rost are? Pe cultura, o tradiție, bine, ma schimbam orientament productiv, schimbam. După tei, începe florașole, divizam stupii în doi. Dublam număr de stupii, bagam boci, regine, schimbam regine, tratamente în iulie, stimulari, bagam aiernat două roi buni, în martie unificam. Rupi cu pomii fructiferi e salcam dacă face vremea bună. Ma salcam, mai bine 3 fii de salcam che 5 fii de florasole. Corect. E gata. După te io c'è un po' di florace, începui de iulie, ridivizam. Din perspectiva ta, ideea de apicultură pe care tu o faci, nu vorbim de ce fac alții,
îți asigură venitul încât să trăiești din apicultură? Cred că da, nu știu. Nu știu, 20 de ani că trăiești numai cu venit de bine. 20 de ani. Am o întrebare pentru tine, Roberto. Pun întrebarea asta din următorul considerent. Mulți cred că apicultura este ușoară și ți-ai cumpărat 10 familii sau 100 sau 500 și trăiești din apicultură. Și vine întrebarea aceasta. Ai avut momente grele în care ai dat kix, ai dat faliment, ai greșit, ai... Momente grele sunt fiecare an. Cu apicultura nu faci bani. E o muncă care trăiești dacă ești apicultor bun. Nu fai bani, nu prindi Porsche, Ferrari, ce. Este o muncă. Da. Este stil de viață, o pasiune. Cine alege apicultura pentru a face bani, schimba mișeria, mai bine. Ai spus că apicultor bun și aici mi-a rezonat în minte, eu așa am probleme astea cu mintea, rezonează în minte dilema asta în România. Cine este apicultor de hobby și cine e apicultor profesionist? Numărul, calificarea profesională... Productivitatea... Pentru mine, profesionist e cine trăiește numai de apicultură, că nu are niciun alt venit. În Italia așa este. Semi-profesionist e cine are ștupii care vende miere și face și altceva. E obișt, e cine are 4 ștupii în curte, e gata. Deci așa ar trebui să se gândească... Nimeni își spune că un apicultor profesionist este mai bun. Asta e foarte... Dar cum definești un apicultor profesionist față de un amator? Că trăiești numai de apicultură. Cu veni de apicultură. Fără niciun alt venit. De obicei, dacă trăiești numai cu venit de apicultură, ceva de bine, știi? Nu vorbești... Nu există improvizare cu apicultura, nu există. Cu apicultura este... I primi anni che ho fatto munca di apicoltura sono 30 di anni, mal bene, da 20 munca unica. Ho fatto un calendario di operazioni che a Milano dopo 10 anni ho un cazzo calendario e tutto. Non esiste nimic di scris, nimic di fix. Deschidi stup e spugna il bene ciò che hai fatto e gata. Quanto tipo a facere apicoltura? O munca non a facere. O munca care traiesti normal. Dacă am luat o afacere, o putem face fără să avem pasiune? Nu crezi că ar putea practica cineva? Pentru mine nu. Pentru Albina în Sepa e complexă apicultura. Nu e o fermă de vaci, o ceva mai ușor. Apicultura e foarte complexă. Este o producție care trebuie urmărită non-stop. Tot anul, de iarna, primăvara, toamna. Valorizat produs după aia, că degeaba face miere e nu-l pune la vânzare. E o muncă cuprinde producție, calitatea, pus la vânzare bine. Aici cred că este problema tuturor care încep o afacere. Se gândesc, fac producție, dar în schimb uite desfacere. Se trezesc ca o cantitate trebuie de mare și atunci echilibriu. Degeaba fac 30 de kg de lapteșor e atine în congelator 3 ani. Fac ceva? Sunt oameni care au cumpărat 100 de stup și au zis gata, dau drumul la afaceri. Nu. S-au trezit să meargă nu ești stare. În perioada anului cu o cantitate mare de miere. Au fost nevoiți să dea pe un preț de nimic, că nu aveau client. Și atunci pentru ramura asta eu o văd, sau cel puțin cred că așa o vezi tu, să plecăm de la puțin stup. Odată cu creșterea stupilor începem să ne facem și clienți, cine tot mai mult, normal. Tot mai mult și astfel putem să creștem și noi. Clienți e și experiența de muncă cu stupii. Ma cine începe cu 100 de stupii, o mai mult, e din cauza fondului. Altceva nimeni începe așa. Trebuie făcut un istoric. Lasam fondurile europene, bine, le lasam, ma un istoric. Ai albine da minim 5 ani declarate e ai obligația per altri 5 o 10 anni. Allora, schimba mult. Aici nu, io non ho nimic, cumpăr 200 stupi, prind bani, mi fac hala, mi fac ce vrei io, e in 2 anni pot să pun a vânzare orice, tot, e gata. Da. Ce a creat? Ce a făcut cei bani? Da, stai puțin pe... Este prin internet
mașini de descapacit, centrifuge, nou-nouse. Doar a creat niște, da, niște găuri. Mancarimea de bani, da. E gata, cred. Da. Roberto, 1-4-1 te obligai să ții stupii încă de, după ce primeai la 3 ani, mai trebuia să-i mai ții încă 2 ani, deci durea pe 5-1, pe 5 ani, 1-4-1. Trebuie 5 ani, de, al bine deja declarate înainte, e minim alte 5 ani de obligație, minim. Au 10 ani, și probabil puțin pe cât dorești, nu fai numai pentru business, cred. Că așa este, cum în decont, cum ai făcut acum, cumpăra tratamente antivaroa, apri la Ivar, orice, a decont, e după aia prin internet îi pune avezare zi după zi. Roberto, se crede, se spune că producția de lăptișor de mapă este direct corelată cu instinctul de roi. O albină mai roitoare produce mai mult lăptișor de mapă. Nu, absolut nu. De ce? Sunt două factori care face lăptișor de mapă. Număr de boci acceptate e cantitatea de lăptișor de cupola. Una este genetica e una nu. Număr de boci acceptate de obicei este colegat a populația de stuf. Stuf mai puternic accepta mai multe de obicei. Deci nu puteți arruine, nu puteți nimic. Stuf rășa de albina accepta mai mult, e stuf mai slab. E cantitatea de lăpticiori de masca în cupola este genetic. E nu are niciun legătură cu roire. Este genetic. Ma stuf care face jumătate de cupola, gata. Pentru el, așa trebuie hrănită cu masca. E genetic. Poți să bagi șirop, bagi polen, bagi ce vrei tu. Nu urca mai multe cantitatea.